realizeze absolut nimic. Dacă nu are motivația. Am ales să vă vorbesc despre acest subiect, despre motivație. De ce? Pentru că în cariera mea profesională am fost foarte interesat nu de cum ajung oamenii la performanță, ci de ce îi motivează să ia decizia să facă anumită performanță. Cum nu a fost important pentru unul niciodată? A fost acel de ce. Care este factorul determinant care face pe un om să plece de la punctul zero și să ajungă să facă o performanță? Motivația este cheia spre orice. Chiar dacă aveți un task, chiar dacă aveți un vis, chiar dacă aveți, nu știu, cel mai simplu lucru de făcut, dacă nu aveți motivația potrivită în spate, nu o să realizați absolut nimic. Sunteți de acord cu mine? Da? Da. În minutele ce vor urma, nu vă propun să găsim împreună cheia de succes care nu ne mai face să fim demotivați niciodată în viața noastră, pentru că ea nu există. Pur și simplu, îmi propun ca împreună să ne ducem la baza a ceea ce înseamnă cu adevărat motivația, să o înțelegem și data viitoare, când simțim că ne demotivăm, da, să reușim să ne motivăm la loc. Că ce înseamnă, practic, să fii demotivat? Nu? Înseamnă că am fost motivat și acum m-am demotivat. Tot eu m-am motivat, tot eu m-am demotivat. Nu? Bun. Înainte de a începe, aș vrea să vă pun câteva întrebări ca să-mi dau seama despre ce fel de oameni sunt în seară, astăzi seară. Cine este angajat în prezent? Pe unde? Cine este antreprenor? Super. Cine este liber profesionist? Ok. Deci avem angajați antreprenori liber profesionist. Ați început vreodată un task, nu știu, o acțiune, un lucru nou, cu atât de mult entuziasm, dar pe parcurs v-ați mai pierdut din entuziasm și nu știați de ce? Da. Da. Și eu. V-ați întrebat vreodată ce vă motivează, practic, la un loc de muncă? Ați ajuns până acolo? Da. Eu m-am întrebat, dar nu realizam ce naiba mă motivează. Hai să luăm câteva părți, să vedem ce vă motivează pe voi la un loc de muncă. Nu știu, pachetul de beneficii, că mi-a dat șeful mașină, că am un laptop cu un procesor i7. Nu știu, poate să fie diferit. Să fie ceva nou. Altcineva, ce mă motivează? Aprecierea. Aprecierea. A cui? A șefului, a colegilor? Și a clienții. Altceva. Ce vă mai? Mediul de dezvoltare. Mediul de dezvoltare. Perfect. Altceva. Bani. Bani. Recunoașterea meritului. Recunoașterea meritului. Și să mă dezvolt foarte bine în domeniul respectiv. Să mă dezvolt în domeniul. Da? Deci pentru fiecare dintre noi, motivația de muncă este diferită. Da? Și am vrut să vă întreb aceste lucruri, deoarece eu mi-am schimbat jobul de mai multe. Și de fiecare dată, motivul pentru care m-am schimbat eu jobul a fost că nu mai eram la fel de motivat în jobul respectiv. Dar niciodată nu am înțeles ce anume a dispărut. Da? Până în urmă, cu câțiva ani, când am citit o carte scrisă de Jack Welch. Auzit ceva de Jack Welch? Nu? Deci, doi oameni au auzit de Jack Welch. Perfect. O să vă spun cine este Jack Welch. Jack Welch a fost managerul de la General Electric. La un moment dat se spunea managerul lumii. De ce? A luat o mică companie americană cu o firmă cu o cifră de afaceri micuță de vreo 17 miliarde de dolari la momentul acela și a reușit să o ducă la câteva zeci de miliarde de dolari într-o perioadă de 40 de ani. El a implementat un set de reguli de management și de coordonare a oamenilor care au dus pe specialist să numească la un moment dat managerul lumii. El spunea așa, la un loc de muncă, pentru oricare dintre noi, nu contează din ce cultură profi, există patru factori motivaționali, dacă te duci la un loc de muncă. Iar acești factori sunt, să căutăm numirea, să poate factorii motivaționali sunt șeful, salariul, colegii, cariera. Haideți să intrăm puțin mai în detaliu. Ce spune aici? Pentru fiecare dintre noi există acești factori motivaționali la un loc de muncă. Dar dacă doar unul dintre ei dispare, la un moment dat, eu mai devreme sau mai târziu plec. De ce? Haideți să presupunem că am un salariu care mă motivează, nu? Că cu toți ne dăm jos din pat pentru bani. Nu ne dăm jos din pat să facem un termen profit. Poate sunt printre noi și milionarii, nu? Eu nu am ajuns statusul ăsta. Da? Deci am un salariu ok.
Mă înțeleg senzațional cu colegii. Mi-este drag să mă duc la muncă, să mă întâlnesc cu colegii mei. Am o, toată cariera în față, deoarece în firma în care lucrez sunt foarte bune posibilități de promovare. Dar nenea a stat deasupra mea tot timpul următoare. Ce spuneți? Plec mai devreme sau mai târziu? Plec, nu? Sau am un șef senzațional. Am toți banii pe care îi doresc. Am cei mai buni colegi din lume. Dar toată viața când voi lucra în firma asta, doar asta voi face. Credeți că nu vă vine? Nu? Dacă analizăm fiecare din termenii ăștia, o să vă dați seama că pentru fiecare dintre noi există lucrurile astea la un loc de muncă. Cu ce m-a ajutat pe mine lucrul ăsta? M-a ajutat ca să nu mai sar dintr-un job în dracu și să nu-mi dau seama de ce anume mă motivează pe mine și le-am ordonat în ordine importanței lor pentru mine. Pentru fiecare dintre voi există o altă ordine. Și de atunci, eu am luat o decizie. Pentru mine cel mai important rol de muncă e șeful. El poate să mă motiveze, el poate să mă motiveze, dar e lucru care pentru mine e cel mai important. Și de atunci, nu am mai căutat un loc de muncă, mi-am căutat un șef. Are sens? Ce zic eu pe aici? Da. Bun. Motivația este singurul lucru care ne poate duce la realizarea unui vis, a unui task sau ne poate împiedica să facem lucrul ăsta. Vorbeam în urmă cu vreo câțiva ani, când îmi schimbasem jobul, cu un nou coleg, angajat de vreo 6 luni de zile și preluasem jobul de coordonare. Mi se spusese despre că e bună, foarte inteligent, avusese rezultate la un moment dat, dar nu mai avea în momentul de față. Și m-am dus să văd despre ce e vorba. Mi-am dat seama din prima că e vorba de motivație, nu mai trebuia să-l aduc și pe el la același monitor comun. Să fac să înțeleagă că de fapt nu e nicio problemă. Care era problema lui de fapt? Avea de dat 50 de telefoane în fiecare zi. Ca să-și facă jocul. Da? 50 de telefoane. Și după 10-15 primind nu sau întâmplându-i se cam viața, adică se ridică tot felul de bariere, el renunța și își găsea tot felul de alte lucruri ca să-și umple timpul în afară de ce trebuia să facă el de fapt. Și am început să-i pun câteva întrebări. Adică la fel de câteva. L-am întrebat așa, haideți să vă întrebi pe mine. Nu v-ați achitat pentru mare impozit. Și a stat la coadă la instituțiile statului. Cine a stat la coadă la vreo instituție a statului ori? Cum v-ați simțit? V-ați simțit bine? Timpul ăla parcă, cum era? Parcă cât trecea? O oră, două, trei, zece? Cum vă simțeați? Nu? Nervoși, nu? E, așa se simțea și prietenul meu când începea să dea telefoane și nu ieșeau. Ca și când stătea la coadă, la o instituție asta. Cu care l-am întrebat. Dar când a ieșit ultima oară la o cafea cu o domnișoară drăguță? Păi acum o săptămână. Și cât timp ai stat? Păi a stat 4 ore de vorbă. Și cam cum ți s-a părut? Parcă ar fi trecut jumătate de oră. Deci când stai să plătești un impozit și stai o oră la coadă, te enervezi. Când stai 4 ore în o femeie frumoasă, e o nimica toată. Păi mă, dragul meu, hai să luăm altfel problema asta. Dacă un apropiat al tău, o rudă, o cunoștință, cineva drag ție, se îmbolnăvește brusc și ca să-i rezolvi problema, tu trebuie să dai 50 de telefoane. Le dai? Păi le dau. Dar dai 60? Păi dau 60. Poate dau și 100, poate dau și 200, poate dau și 3, dau cât e nevoie. Da, am înțeles. Acum gândește-te la ce trebuie să faci în fiecare zi. Poate pare o nimică. Dacă toți oamenii din istorie ar fi renunțat foarte ușor, noi n-am fi avut exemple de succes și n-am fi avut eroi. Dacă Steve Jobs ar fi renunțat în momentul în care a fost dat afară cu compania lui pe care el o creasă și nu decidea să se reinventeze, să înființeze altă companie și la un moment dat să ajungă înapoi în compania lui, noi n-am fi avut iPhone, noi n-am fi avut iPad, n-am fi avut toate produsele de la Apple și invențiile astea. Dacă Michael Jordan ar fi renunțat în momentul în care nu a fost selecționat în echipa de basket a liceului pe motivul că nu era suficient de talentat, noi n-am fi avut cel mai mare basketbalist al lumii în momentul de față. O să închei să vă las cu o mini-formulă de succes pe care eu o urmez ori de câte ori am nevoie să împlinesc ceva. Ai nevoie să faci doar 3 lucruri. Când ai un vis sau un task de făcut sau orice, trebuie să faci 3 lucruri. 1. Crede în el. Trebuie să crezi. 2.
să ai motivația potrivită și să fie suficient mare. Și trei, acționează. Că fără acțiune nu o să realizezi niciodată nimic. Singurul lucru de pică din cer, e bani. Vă mulțumesc!